pentru ce se protestează astăzi aici? În primul rând se protestează pentru subfinanțarea sistemului, pentru că suntem pe ultimul loc în grilă, la rectificarea asta, din potrivă, nu s-o primit nimic. Se protestează pentru situația manualelor la clasele mici, faptul că avem un manual unic și nu manuale pe diferite materii. Apoi condițiile de pensionare pentru colegii care se pensionează, pensiile sunt foarte mici după 40 de ani de muncă și pentru faptul că niciuna dintre promisiunile care le-au făcut guvernanții, vouchere de vacanță, măriri salariale, toate astea, nimic nu s-a respectat ce s-a promis. Adică nici măcar restanțele financiare alea care le-am câștigat pe procesele astea nu au intrat în plată. Avem hotărâri judecătorești, câștigate, definitive, irevocabile și totuși guvernul nu dă banii restanțele din 2009-2010. Deci pentru toate lucrurile astea protestăm. Mulțumesc frumos! În fața prefecturii Arad pentru a ne exprima nemulțumirile față de modul în care suntem tratați noi ca și cadre didactice și efectiv ignorarea guvernanților noștri față de sistemul educațional. Principalele noastre nemulțumiri sunt axate pe nerespectarea programului de guvernare privind creșterile salariale promise, deci au rămas doar promisiune, subfinanțarea permanentă a sistemului educațional. Niciodată nu a fost respectată prevederea din lege de 6% din produsul intern brut a fi alocat învățământului, lipsa manualelor școlare la început de an școlar, manuale învechite, legea 153, legea de salarizare unitară, numai unică nu este, unitară nu este, deoarece pe noi ne clasează undeva între 10 și 11 pe un clasament 1-12. Ne simțim umiliți cu salariile acestea de mizerie, 1440 de lei un debutant, un profesor debutant, 2770 la sfârșit de carieră, un cadru didactic, pensie la peste 40 de ani vechime, deci 40 de ani lucrat în sistemul educațional, să ajungi la o pensie de 1500 de lei când în sistemele bugetare, în alte sisteme bugetare, se iasă la pensie la 42-45 de ani de viață, cu pensii de 10.000 de lei. Aceasta este ceea ce vrem să transmitem guvernanților, că suntem nemulțumiți și alături de colegii mei, în jur de 100, atât am cerut aprobare, respectiv colegii de la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, din celelalte județe unde protestează la fel ca și noi, Federația cea mai mare din învățământul preuniversitar, să fim luați în seamă, să fim chemați la negocieri, să încercăm să dezamorțăm acest conflict care e în acest moment.